cu riscul de a suna ca un bătrân țâfnos. M-am întors și eu după 2 săptămâni de vacanță și mi-e plină peluza de chestii, mă băiatule. Aici era încă o treabă, dar am spart-o eu pentru că am vrut morcovul de aur. Aici văd că am o broască, ceea ce, sincer să fiu cu voi, drăguță. I mean, asta, da, în alte circumstanțe, probabil că aș fi lăsat-o aici. Aici văd că e un butoi împreună cu o bucată de lemn, o spărietoare de ciori ce arată binișor oarecum, dar nu cred că face parte din peisaj. Aici am alte chestii. Ai, nepui mei, o să trebuiască să mă apuc să fac curățenie pe aici. Dice? Hai să vedem ce sunt toate chestiile astea. Hai să începem din partea asta. Bun, ce avem aici? Mending shop. Ok, avem un shop de mending la 500 cu minus 580. Perfect. Bun, am înțeles. Deja băieții au mending. Eu sunt plecat de 2 săptămâni, oamenii mei deja au mending. N-am venit nicio treabă, adică ce să mai... Și am rămas fără topor încercând să spar chestia asta. Trebuie să văd dacă mai am fier să-mi fac și un topor. Vezi și tu această armură de gold? Da, am văzut-o. Dar am spart-o că mi-o trebuie morcovul. Lipsită de culori și personalitate... Da. Barca trimurilor și achiziționează armor trim, pam, pam, pam. Ok, deci asta mă gândesc că-i... Asta mă gândesc că shop-ul blue. Da, barca trimurilor. Am înțeles. Superb. Avem și trimuri. Dacă o să ne trebuiască vreodată. Nu mai am loc în inventar. Să-mi bag piciorul. O să vin broasco înapoi la tine imediat. 2 secunde. Lasă-mă puțin. Să mă duc să-mi las pe aici chestiile și să vedem dacă pot să-mi fac un topor. Din toate treburile astea punea, uite aici am chestii de lemn, nu? Bam, treci acolo, tu treci acolo. Cred că pot să pun și lectern aici sau aveam un alt loc pe undeva. În mare parte am cam scăpat de lucrurile de prin inventar. Nu știu dacă vreau să-mi fac un cufăr unde să am armuri și chestii de genul ăla. Oh, nu, never mind, stai așa, că pot să-mi pun armurile aici. Uite aici așa. Aveam aici două armuri stand-uri. Pe care fix pentru asta ne-am făcut, în cazul în care vreau să pun chestiuțe pe ele. Așa că treceți voi acolo. Ia vină încoace, mă băiatule. Și avem și o carte aia. Ok, despre asta era cartea. Despre niște fier. Primit. Hello. Thank you. De la cine am primit fierul, două? Ia să vedem. Cărticică, cărticea. Am auzit că ați cam rămas în pană de fer după amenajările din primul episod. Da, într-adevăr, așa s-a cam întâmplat și cum 2 săptămâni nu o să ne fiți alături, am zis că la revenire să nu fie nevoie de minat imediat, mai ales cu uneltele de piatră. Din fericire, stau bine și pe capitolul unelte, semnat Fulger McQueen sau, cum îi spune, i-am uitat numele, nu vine să cred că am lapsus acum, era un supererou. Să-mi amintiți voi în comentarii că eu nu mai țin minte. Era un supererou cu fulgerul și nu mai țin minte exact cine era, dar cred că e de la Tunet, că mă gândesc că nu mai are să semnează cu un fulger. O să păstrez cărticica just in case. În cazul în care o să avem nevoie de cărticele vreodată să ne scriem chestiile prin ele, o să păstrăm acolo. Și astea la alte cu shop-urile le punem, uite aici. There we go. Mâncarea o să vină jos pusă. So we are good on that part. Mă bucur foarte tare totuși că avem fier. Mă trebuie pus la prăjit ca să pot să-mi fac restul de treburi și ziceam că pe partea de unelte stau destul de bine din cauza și fiindcă deoarece eu deja am făcut o sabie de diamant și un târnăcop de diamant în primul episod, dar m-am întâlnit aseară un picuț cu Dani pe aici, la povești, și cu Edward și uite că avem un pic de diamant cu Forge 3. Nu vreau Dani să-l ia pe săral, că el are destul de diamante, sau... Well, it is what it is. Deocamdată avem 2 pickaxe-uri de diamant. Ce bine și ce bucurie. Ia să punem asta aici la prăjit până una alta. Și să vedem care e faza cu broscuța, dacă tot suntem aici. Broșcotețul. Broșcotețul scrie în carte că este făcută de către Domino Froglight Shop. Mă, ce colorat l-a făcut el tot aici, adu-te, mă, Domino. Hai, salut! Te-ai săturat deloc împunecat? Chiar și un zombie de fund te-a mușcat? Spunea o piesă de-a lui 3 Sud-Est. Hai la Domino la bază, că am adus lumina pentru breaslă.
Scotocește-te în buzunare și haideți cu mic cu mare, că avem frog light de vânzare, am înțeles. Shop-ul la 46 cu 84 cu minus 100, cică. Ah, bun. Deci avem o grămadă de shop-uri, avem o grămadă de treburi pe aici. O să trebuiască să-mi fac un pic de curățenie. Îmi pare rău, broscuț, o să te iau de aici, fiindcă nu prea faci parte din peisaj, sincer să fiu cu tine. Măi, dacă îi găseam un loc undeva mai câș pe aici, pe undeva, probabil că lăsam broscuța, că arată fain, e drăguță, mie îmi place. Dar, sincer, așa în fața casei... Haide, tinere, Ponky, să te luăm la o plimbare. Ah, by the way, o să punem numele Ponky la măgar, pentru că Inky Pinky Ponky, Daddy got a donkey. E prea șoadă melodia aia ca să nu-i punem numele Ponky la măgar, îmi pare rău. Pentru cei care v-ați săturat de ea sau aveți probleme cu această treabă, mă rog, această treabă, această melodie. Ia să punem și un cufăr pe el dacă tot suntem aici, să rezolvăm situația. Am văzut o chestiuță micuță, un picuț mai îndepărtare și vreau să mă duc să văd despre ce-i vorba acolo. Să văd ce Dumnezeu a făcut oamenii ăștia. Ia, să vedem, putem ieși pe aici? Da. Mamă, să-l tărăiți, domnișorul Ponky. Mai exact acolo am văzut eu chestia. În partea respectivă am văzut problema, am zărit-o cu ochii mei. Și vreau să văd ce, doamne iartă, mă, s-a întâmplat aici, mă. Și fix lângă casa mea, mă, nene, mă. Uite, un os. Un os și niște săgeți. We shall take them. Sunt bune. Le punem aici. Mi-am făcut și o lopată și un topor. Un pickaxe, era să zic. Partea aia nimic. În partea aia nimic. Căsuța noastră fumegând. Yes, îmi place. Și aici, Dita... Mă, băiatule. Ce Dumnezeu s-a extins atâtea chestii? Fii antenă ce este aici, fratele meu. Ești nebun la creierii capului. Incredibil așa ceva. Dar m-a interesat asta mai exact. De ce o statuie de warden în spatele casei mele? Și de ce s-aude inima unui warden? Hello? Ciocapoca, bună ziua. Cred că-i văd capul. Băi, un warden înăuntru. Bă. Bă, bune. Bă, bune că e un warden înăuntru aici închis. Dar de ce, frate? Care-i scopul, man? Care-i scopul la treaba asta? Că nu înțeleg. Pe aici l-a adus, fii antenă. Este un Ancient City sub casa mea, mă? Jesus Christ. Dar care-i scopul? De ce l-a adus aici? N-am, serios. Uite-te cum să-mi dai mie coșmare. În continuu. Ies din casă, vin și eu în partea asta, poate să minez ceva, găinoiați-o înapoi, că nu mi-l trebuie. Și ghici ce? Găsesc un warden care să mă freaking sperie în continuu. Da, nu o să vreau să mă apropii de treaba respectivă. Zombie, m-a speriat, băga mi-aș piciorul. În schimb, o să vreau să mă duc pe aici, să mai prim un picuț, să văd ce au băieții mei construit prin zonă, ca să îmi fac așa o oarecare... Și plouă, hai mă, no, pe bune. Vreau să-mi fac să merg recunoaștere, să-mi fac așa o anumită idee, să văd cam ce chestii au făcut lumea pe aici și să știu cam pe unde sunt toate chestiile, magazinele și casele și alte treburi de genul ăsta și după aia o să revenim și să vedem ce o să facem mai departe. Practic o să trebuiască rezolvată un picuț problema cu mâncărica, deși mi-o rezolvat-o Dan într-o oarecare măsură. Aș vrea și eu niște văcuțe. Să-mi pot face un enchantment table dacă nu au băieții un setup deja pe undeva, deși cred că au. Și să încerc și eu să-mi enchantez un picuț sabia și pickaxe-ul celălalt și probabil că o să mă tenteze o sesiune de minat, I guess? Să fac rost de niște diamante și eu să am pentru unelte și alte lucruri de genul respectiv sau în cel mai rău caz să-mi cumpăr mending, dacă nu cumva, cred că am o idee mai bună. Aici jos s-ar putea să pișcăm noi un ponton undeva, poate chiar aici, și cu o bărcuță de pescuit și să stau să pescuie să-mi găsesc niște enchanturi bune, eh? E și aia o idee, nu? Zic și eu. Oh, ce greu e să traversez toate locurile astea. Pe unde Dumnezeu pot să mă duc și eu să înaintez un picuț? Într-o 14. Alo? Ai văzut un cal și deja ești armăsar, măi măgăruș. Potolește-te, firea aia, naibii. Unde aș putea să mă urc? Cred că pe aici așa un picuț. Da, uite, pe aici așa aș putea să încerc să traversez acest teren
Bă, băiatul, ce văd eu în Zare? Ce să vede în Zare? Aici stă Colpir? Fix în... Și Dani cu conacul fix în sufletul lui Colpir? Bă! Bă! What the heck is going on, man? Dar ce e asta, frate? Eu înțeleg că-i breaz la haiducilor, dar... Jesus, mother of Christ! S-au trecut 2 săptămâni sau 3 de când am început serverul și deja aveam aici corabia lui Luffy. Ai de pui mei. Da, n-am cuvinte. Și acolo bănuiesc că în stânga ai turnul lui Blue, îmi imaginez. Și ăla mă gândesc că e shop-ul de Froglights. Și aici se pare că avem un păduleț interesant din... Stai, crescut natural, dacă... Zic că am văzut un panda acolo jos, că mă o să-l fur. Un panda? Nu, erau niște lame și o cămilă. Ok, never mind. Never mind. Ăsta e shop-ul de Froglights. Putea să fie mai curbată un pic limba asta, to be fair, dar interesting, nevertheless. Și aici dacă intrăm, scrie aici, da. 2 diamante pe stack-ul de Froglights, indiferent de care. Cineva deja au cumpărat. Bă, ești nebun. Și deja are 3 butoaie pline de Froglights-uri. Mau, ce fermă și-a făcut Domino, Jesus Christ. Dar foarte fain l-a făcut, îmi place. Și de corabia aia, bă, băiatul. N-ai cum, nene, uite-te și tu. What the heck, man. Eu am o casă amărâtă și un măgar, frate, și el are corabia lui Luffy, tu ești nebun la cap. Da, sunt impresionat deja de către băieți. Am înțeles că domnul lucrează de câțiva ani bun ca și builder, so I understand, dar să faci jos de atâta cuarț, să faci jos de atâta materiale și încă e pe server, domnul, cred că a fecat la ferma de... La ferma de sugar, era să zic, la ferma de Froglights. Cred că încă i-a fecat pe acolo. Turnuleț, vreau să mă la Colpir, vreau să mă să văd dacă reușesc să fur ceva de la Colpir. Tinerești menos, cu capul cam gros, unde ești tu, oare? Salut, Puf, cred că ești acasă. Am fost. Acum fost, okay. Ceva timp. Băi, te atac o navă spațială. Ce e aia, frate? Nu mă atac o navă. Asta e barca de salvare din nava aia, la cât de mare e aia. Am văzut-o mai înainte, am trecut pe lângă ea și m-am minunat. Și m-am uitat ce-o construit Domino pe acolo și după aia m-am dus să fur ceva de la Colpir, dar n-am găsit nimic, numai mucegai. Ok. Dar știi care e faza dubioasă? Că acum dau seama că ăla e cuarț, nu-i lână. Eu tot timpul ăsta credeam că e lână. A rămas și eu tâmpizi. Bă, cât cuarț o strâns omul ăsta, frate, ca să-și facă velele. Îți dai seama. La cap. Eu știam că el e builder, dar păi nu mă așteptam să stai chiar atât să joace, să strângă teracotă, treburi, chestii și broască asta. Mă, teracotă treacă, meargă, dar acum văd că l-ai aur. Aoleu, n-am văzut multe și am trecut de atâtea ori pe lângă. N-o vezi? Da, și văd că mi-a lăsat aici o broască. Da, e cute. Și mie mi-a lăsat-o, dar am dărâmat-o, că era prea, nu știu, nu se combina cu peisajul. Și ce monstruozitatea aia din stânga, fratele meu, acolo. Stai, așa, care dintre ele? Cutia aia cu cactus sau casa lui Peter? Ok, deci o cutie cu cactus. Casa lui Peter... Da, o cutie cu cactus, da. El e permit, aparent. Da, omul pământului. Păi s-o împrietenește cu Colpir acolo, na, Colpirii vin de mos. Ia, bă, dar câte broaște îți, eu acum văd. Deci de aici văd toate 3 broaștele. Ce tare! Și aici frumos ai construit ăsta, mișto, magazinul. Da, ăsta e magazinul de armor trim-uri, dacă vreodată vrei un armor trim. A, uite, am făcut și vânzări, bă, ce chestie, aia, da. O cumpărat cineva de la tine? 6 diamante, dar nu-i cam ieftin? Mă, astea le-am găsit. Și de aia să le las la 6 diamante. Uite și aici, okay. Cu 5, cu 3. Ok, deci le-ați găsite, practic. Da, și astea sunt mai scumpe pentru că sunt și mai rare, mai ales ăla Riba, am fost până 5 Nether Fortress-uri până să-l găsesc. Păi mi se pare corect și plus că îți ia foarte mult ca să le duplici, dacă știi ce zic. Adică... Da, 7 diamante. Dar bine, oricum, în general, oamenii o să cumpere unul și îl multiplică ei, deci da. Da, de-aia ar trebui să fie destul de scumpe, știi ce zic. Că dacă ți le ne să cauți, banul jos, ochii la ușă, ce, eu n-am niciun diamant. Exact. N-ai niciun diamant? Păi, fii atent, nici eu nu mai am diamante, că am stricat vreo 20 de blocuri ca să le multiplic pe alea. Da.
Cât ați strâns 20 de blocuri de diamante, mă? Am pickaxe cu Fortune. Și bine, și eu. Bine, acum am pickaxe cu și tu? Fortune. Mi-a dat Dani unul. A, ți-o dat Dani. A fost drăguț. Atunci, nu vrei să mergem la un concurs de minat? Mă... Hai, eu hai că fii atent, fii atent. Eu m-aș dau băga, torțe, da. Mâncare. Așa, dăm puiul și... de la Dani. E, detalii puiul de la Dani. Lasă. Stai să-mi... uite aici, o să-mi parchez măgarul. Nu? Îmi parchez măgarul lângă broasca ta. Poți să-l par, nu o să supără broschi. Ok, ăsta o să fie broschi. Și aici rămâne tot sezonul, eu nu-l mai mut. Da. Eu l-am dărâmat, că era chiar prea la intrarea în casă și parcă... Ah, ok. Știi, asta merge aici. Măi, sincer, m-aș băga la un concurs de minat și așa, da? Mică, dacă pierd... Păi fii atent. Concurăm și facem la final jumate-jumate. Atunci nu prea mai e concurs, dar... 60-40. Ok. Câștigătorul e a 60 și pierzătorul 40. Să fie totuși așa cât de cât. Ok. Și ca să te vadă mobi în întuneric, să te lovească scheleții în poponeață, îți las. Am înțeles. Nice, protection! Ne-am întâlnit astăzi aici, în fața acestei găuri. Ca să intrăm în ea... S-a aruncat, mă, cu fundul de pământ, mă. Nu-i normal, mă. Nu-i întreg. Că-i bine. Pare că se oprește în capăt. Dar Echo? Cred că putem da startul pe aici. Deci, practic, trecem de ce avem aici la intrare și ce găsim mai încolo, a n-o să fie? Păi, putem lua și de la intrare, numai după ce dăm startul la cronometru, nu? Bine, când îi dai, sunt pregătit. Ok, 3, 2, 1 și start. Așa, hai! Îmi place ca să-i faci același. Tu ai eficiență, nu-i bine. Dar ce tu? Tu ai numai Fortune? Ia. Ok, mamă, dar ce sărac e Dani, dacă se dea și el. Să-i fie rușine. Putin, e full netherite. Și cât s-o plâns de prețurile mele de la magazin? Și el e full netherite. Deci s-o plâns de prețurile tale și el e full netherite. Da, bine, era 24 în Silence Armor Clean Dark Hate. Lasă-mă, man. Nu știu de aici, zgârciobu. Yep, susțin. Bine, tu dă-i înainte, atunci sapă tu, că eu vin după tine. Să sap eu cam eficiență și vedem dacă dăm de o peșteră ceva. Doamne ajută, vorba aia. Lapis. Experiență. Bagă mare, că și mie trebuie experiență, că am murit cu 35 de nivele la Warden. Da, bera. Uite, am găsit peșteră mai mare. În sfârșit la Deep Slate aici frumos. Aleluia. Altă viață aici deja, altfel miroase. Alt aer. Am explorat pe aici sau cineva a explorat un pic. Să fie rușine. Încă mai zborță. Tu te duci în dreapta, am plecat în stânga. Ruba! Ok, hai. Zombie! Ia felia de salam, prietene, lasă-mă, că am treabă acum, n-am timp de tine. Am uitat că pe hard ai nevoie de scut. Și m-am dus frumos ca inteligentul cu torțele în mâna stângă și uite că a murit. De la un schelet. Ceapa măsii de schelet astăzi. Partea bună măcar că am murit lângă... Adică am murit, am avut respawn-ul pus undeva lângă Dani. Și am putut să mai iau niște pui de la el. O să-i dau eu înapoi într-o bună zi cândva. Și cred că o să iau bărcuța asta de aici. Probabil că era lui Domino, I guess. La o să-i aduc înapoi. Și numai bine o să mă duc în direcția în care am crăpat, sper eu, și să îmi recuperez itemele, că pufule, eu care am zis că nu o să mor aproape deloc pe breaza educilor sau o să încerc, și prima mea moarte a fost, bineînțeles, în primul episod, când m-a împins Blue în
crăpastie. Și acum văd că a murit ca o zăluză din cauza că n-am fost atent la scheleți. Tot cu Blue. Blue ăsta e blestemat, serios, dacă nu. Deci e ceva incredibil. Hai, bătrâne, că am ajuns la suprafață. Cu atât am ales. Cu asta? Cu atâta te-ai ales astăzi, bun. Mersi de unelte, măcar, care am întâlnit în pădrum. Păi da, am zis. Băi, să fie frate. Câteva unelte. Ce? Tia. Cum să nu-ți fie ciudă nou după aia? Adică serios acum. Lasă că împărțim. Asta-i, împărțim prietenește, că dacă ai murit să... Da, uite, măcar ai găsit o grămadă de diamante. Aia e bine. Așa. Cred că dacă... Ia zi. Da, eu, de fapt, eu nu știu câte am avut. Cred că am avut și eu vreo 15 sau 16. Ok. Da, dacă le găseai și pe alea, câștigai. Da. Dacă. Lasă că... Știi cum e? Iau eu cărbunele, așa... Nu stai că mi-ajunge, iau eu aurul, diamante atât și restul poate să fie a tale. Să ce? Fie primit, zic eu. Ok, și așa facem. Numai bine, facem, fac rost și de niște experiență acum, dacă tot am chestii de prăjit. A, uite. Dacă o faci experiență și vrei să te duc până la Peter, să vezi acolo spawnerul? Când te gândești că aveam un spawner atât de aproape și eu mă gândeam să plâng după levelul pe care l-am pierdut în peșteră. Oh well, e bine că avem spawnerul ăsta făcut de Peter aici și facem, nu știu dacă pot să iau oase de aici, sper că o să pot să iau câteva când o să am nevoie, fără nicio problemă, sau dacă nu, bănuiesc, o să trebuiască să cumpărăm de pe aici colo, probabil, da, deocamdată mi-am făcut un micuț setup aici, ca să pot să-mi fac și eu un micuț Blast Furnace, cred că 7 îmi trebuie, nu? Pentru Blast Furnace-ul ăla, mă gândesc. 7 sau 6, nu mai știu sigur câte bucățele de fier. Și după aceea să mă pun frumos să vedem pentru câte unelte și armură îmi ajung diamantele astea 4. Are mulțumite lui Blușmenică că am păstrat totuși, cum îi spune, înțelegerea noastră și am rămas să facem 60-40 împărțeala la ce s-o strâns pe acolo, cu toate că eu n-am prea contribuit cu nimica după ce am murit. Ciudă maximă. Dar până la urma urmei, măcar m-am făcut rost. Facepalm. Jesus. Măcar am făcut rost de niște diamante totuși din chestia asta. Probabil că puteam să facem rost de mult mai multe dacă nu muream acolo ca tălâmbul, da? Ce se și face acum, asta este viața. Și cu asta, ultima bucățică de armură enchantată. Oameni buni, pickaxe, tuț cu eficiență și fortune, sabie, până la urmă a reușit să-mi fac două săbii și așa că am prins asta frumos cu sharpness și looting și unbreaking, ceea ce e foarte bine. Ne mai trebuie un sweeping edge pe ea și suntem tuț. Din cu aceară și Diamond Axe cu sharpness, eficiență, așa mi l-o dat. Cu fortune și cu chestii și cu și nebun la cap. N-au putut să-mi dea o armură sau ceva mai bună, dar mi-o dat toporul. Și armură cu protection și unbreaking, toată deocamdată. Pe viitor vedem noi, le mai reenchantăm. Nu mai vreau să mai stau aici, că am stat de m-am plictisit deja. Deci mă doare sufletul la cât am stat la spawnerul ăsta. În loc să fac treabă, să fac chestii, să construiesc, am stat aici. O să o luăm la deal și mergem să vedem dacă vedem un nume de Petru. Pietru! Te-am prins! Băi, ce ciudată! Cum? Adică? Ce? Că era, ți-am reparat spawnerul un pic. Iată! Vezi că joc. Vezi cum am împiedicat din cauza ta. De ce îmi împiedică? Eu niciodată, eu doar trag preșul. De tot pe acolo. Dar cum? Da, m-am auzit că mi-ai reparat spawnul, eu n-am avut probleme cu el, dar dacă l-ai îmbunătățit pe mine, nu păi mă da, deranjează. Atâta tot că ai uitat să pui un slab sau ceva bloc deasupra ăla și se spawna deasupra pe spawnul, știi? Și... Ea încurcă, din păcate. L-am făcut la începutul serii, că ne eram toți entuziasmați, e ok, nu e niciun dar merge bine acum, uite, și mi-am încantat toate chestiile de diamant și le-am... Băi, ce-am pățit, mă. Ia mă duc zi. Cu Blue, că lui Blue îi trebuie concurs de minaci, că trebuie chestii socotele. Și mă duc cu el, full fier, bineînțeles că n-am altceva pe mine. Toată lumea se face full diamant. Tu ai văzut pe Dani? L-ai văzut pe Dani? Yeah.
Da. L-ai văzut cum a... Da, 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 lasă că... La... Știi, lasă că... Până la urma urmei nu o să mai aibă ce să mai facă și după aia... Se plictisește, corect. Da, bă, am venit exact după ceva timp în care n-am mai venit pe acasă, bă, și m-am trezit un pic cu o sperietoare, cu o broască gigantică aici, mai am acolo unul care sare acolo și a rămas în, în aer. Mă, exact, nebun, mă, numai nebun. Exact aia a fost și reacția mea când am văzut că în fața casei mele pe peluză e plin de chestii. Și zic, what the, stai, ce, bă, eu n-am pus decorațiuni, what's going on? Cine, ce și cum? Păi nu mai țin minte că am venit și am luat mâncare pe datorie de la tine. A, nu-i nimica, că am luat și eu fără datorie de la Dani, vreo niște găini. A, ok, lasă că e bine, ia de acolo, ia de acolo și pentru mine, că și așa vine toată ziua la ciordit la mine. De-aia face? Bă, dar tu habar nu ai... Că zicea Colpir, mă plângea la Colpir cu chestia asta și el zicea că, bă, că am vorbit eu cu Dani și a zis că el nu mai fură sezonul ăsta de la mine și acum fură de la mine. Restul. De, da, nu mai fură de la Colpir, fură de la mine. Te-ai pus și tu aproape, adică, uite, peste drumul e casa lui, deci... Și după am aflat că și Colpir fură de la mine. Și atunci mi-am dat seama, bă, cine se seamănă, se adună. S-au pus acolo doi hoți, unul lângă celălalt. Eu n-am vrut să fur, dar bine că te-am prins aici, că așa. Aș dori și eu două văcuțe, dacă se poate și se permite. Știi, două îmi place văcuți. Îmi place puiul la rotisor, nu zic nu, dar parcă friptura de bă, și steak-ul vita, vita, mă, n-ai ce să faci. Steak-ul steak, e altceva, altfel. Altfel curge sângele prin tine. Eu s-a răs cu capul ăla de vici. Bă, da, și tu ai venit la furat aici, mă? Bă, ce faci? Bă, ce mă speriat ăsta. Pufuful Diamond ăla ai. Ha, hi, ha, ha, hi, ha, hi, hu. Și sexy sunt. Da, Johnny Bro. Bărbosul. Și tu ai venit să furi de la Peter. Am înțeles că e ceva club de furat aici. Nu, din păcate, da. Plușme, nu. Nu, am doar băieții de pe dealul ăla. Ăla e dealul hoților. Da, ăla e dealul hoților. Și a spus un semn acolo să scrii dealul hoților. Bă, Arcan, nu zici să punem acolo un semn cu dealul hoților. Șaică, să le facem o poartă, așa, frumos, și un gard... Care da. Să înconjurăm dealul. Un gard cu din Iron Bars. Da, aveți exact. Grijă, aici se fură. Punem da. Semne peste tot. Exact, venit aici și se dus... fură. M-au să recuperez asta măgarul și v-am văzut pe cămilă. Voi doi și aici. Da, păi povesteam aici. Puneam țara la cale. Am înțeles. Mă duc bine, mă duc și eu să-mi fac treaba. Acum că am măgar. Am și duci acasă să dormi. Nu. Ah. Eu dat două vaci, Petru. Nu poți, mă, să-ți furi de aici, din chestul, nu pot. Ce să-mi furi? Un lead și un spruce fence? Mai știi? Care, da, grajdul după el. Da, exact. Grajdul după el, care. No, definiția lui păcală. Da. Car grajdul după tine, cu măgară. Puneți o ușă să fii păcală. Da, chiar că. Și tot timpul când te întâlnești cu cineva, pui ușa și tu te pui așa. Și vorbești cu el, așa. Și vorbesc prin ușa. Și învârți în jurul ușii, știi cum să învârte el. Uite, așa. Și îl pun să bate la ușă. N-am lemn. Da. Lasă crafting table-ul jos, că am lemn, să-mi fac o ușă. Ah, ok, ia, fă-ți o ușă. Dai să-mi parchez măgarul. Gata. Așa? Culmea, când e cel mai amuzat, nu vouă. Filmez. Ce om ești. Gata, ce faci, Blue? Da, salut, Pop, salut. Bine, tu? Sunteți bine, sănătoși? Da, bine, sănătoși, dar cum? Ce tare, frumos, așa îmi place. De cum, nu? Ia, cioc. Nu răspund la amenințări de genul. Cioc, cine e? Diz, care diz? Diz nuts? Nu. Bă, De ce a trecut băgarul strada? Ca să lase pe puflă pe partea cealaltă. Nu. De ce? Ca să se ducă la prost. Aaaa. Aoleo.
Pune la cu ușa jos, puf. A plecat. Mă simt jignit și atacat. Nu mai stau aici. Ce oameni. Cu măgarul recuperat și cu văcuțele de la Peter, putem într-un final să ne facem și noi o micuță fermă aici, ca să avem un picuț de mâncare, un picuț de piele. Cine știe, poate vreau și eu să-mi fac totuși pe undeva un enchantment setup, că dacă mai mor iarăși cu 20 ceva, 30 de nivele, o să fie durere. Deși, chiar dacă am toate chestiile enchantate, poate pe viitor o să vreau să-mi fac niște enchanturi mai bune pe unele chestii. Poate un diamant cu silt, un pickaxe de diamant cu silt, poate niște enchanturi mai bune totuși pe chestiuțele astea, că deocamdată sunt doar protection și unbreaking, ceea ce mi-am și dorit, sincer să fiu cu voi. Și pe astea două o să le lăsăm aici. O să le mulțesc un picuț mai încolo, cred că am, uite aici, am niște wheat. Și între timp vreau să îi le fac, îi le fac, că sunt două, să le fac. Vreau să le fac aici în zona asta, fix în fața casei, m-am gândit că ar fi drăguț să le facem o micuță încăpere unde se poate să ascundă de vânt și de ploaie și cu un țarg pe unde se poate să iasă ziua să pască și alte chestii de genul respectiv. Și undeva aici în partea asta de jos, din ce m-am uitat eu pe acum, cred că am uitat. Uite aici, am un loc unde pot să-mi fac o micuță căsuță a pescarului, un mic fishing hut, ca să zic așa, și să am acces la oceanul ăsta aici. Ca să poți să prinzi mai nou de câteva versiuni încoace de Minecraft, ca să poți să prinzi, cum le spune, treasure sau comori, trebuie să ai o adâncime de cel puțin 5 blocuri ca să prinzi chestiile respective în zona în care pescuiești. Așa că zona aia de acolo e perfectă și aici e o zonă perfectă pentru fishing hut-ul nostru, deci tot o să fie genial plasat, cel puțin ca și plasament, să zicem așa. Ei bine, și acum prin magia editului este gata și mica noastră zonă unde să ne ținem noi văcuțele și bineînțeles că o trebuie să facem și un drum până acolo, nu? Adică nu putem să lăsăm lucrurile chiar așa. Am făcut gardul ăsta împrejurul căsuței de acolo. Casa am vrut să o fac exact mai mult sau mai puțin în același stil ca și casa principală, că ar fi cam mai urea, știi, să ai două sau trei case în aceeași zonă și toate să fie diferite. Nu știu, mie unul mi se pare ciudat. Așa că avem momentul de față căsuța asta micuță aici, unde să vină vacile să se adăpostească de ploaie, exact ceea ce vreau să zic, și de vânt. Avem potecuța asta un picuț luminată. Deocamdată toate potecile sunt luminate cu torțe. So, asta avem pentru un moment. N-am folosit încă lanternul. Nu știu, mi se pare un picuț ciudat când pui lanternul pe o chestie de asta, parcă arată dubios. Sau, I don't know, nu știu, vedem pe parcurs, vedem pe viitor ce și cum facem. Însă, avem potecuțile astea, avem trei intrări, una aici. Păcat că nu putem să facem pământul ăsta să fie dat așa cu sapa, ca și celălalt, mă rog, cu lopata sau whatever. Avem casa, cu două intrări și asta. Aici o să vină niște hay bale-uri pe când o să avem destul grâu. Din coace la fel și probabil că aici iarăși la fel ceva chestii de genul ăla. Sau poate aici un pic de apă, niște quadrănuri cu apă or something. Vedem pe parcurs ce și cum facem. Și practic aici să vină văcuțele să se adăpostească când bate vântul, când plouă și așa mai departe, să nu se ia în frig, să zicem așa. Aici iarăși avem o intrare / ieșire și mă gândesc că în partea asta o să vreau să fac chestia respectivă, adică o să vreau să fac un drum și un fel de potecă pe aici printre chestiile astea care să, pe dealul ăsta, care să ajungă la fishing hut-ul nostru pe care urmează să-l construiesc. Și mai avem încă o potecă cu o intrare pe partea asta. Așa mi-a ieșit la număr, n-am avut ce să fac. Sincer să fiu cu voi că n-aș fi vrut să fac asta aici, aș fi vrut să o am doar aia de acolo, dar merge și asta. Acum dacă avem și pasta, asta este, merge și asta. Ce aș putea să fac în schimb ar fi să schimb iarba asta de sub. Uite aici am uitat să pun niște, am niște sprus. Am uitat să pun niște sprus sub chestiuțele astea de aici. Și aș putea să fac eu, mă gândesc așa cu gândurile mele, că aș putea să schimb, de exemplu, de sub gard și de sub fence gate-uri, aș putea să schimb
dirt-ul ăsta, iarba. Pământ, e dirt, iarbă, cum vreți voi să ziceți. Și aș putea să pun, nu știu, poate alte chestii, niște andesite cu gravel, ca să fie ca și o fundație pentru gard sau ceva de genul ăla. Însă ideea principală este că putem să ieșim și pe aici și putem să fac și de aici așa cumva un drum, poate chiar pe acolo, așa prin zona asta, care să ne ducă jos acolo și atunci n-ar fi așa de abrupt. Măi, uite că bine, bine că am văzut treaba asta de aici. Da, aș putea să fac pe aici, prin zona asta, o potecă, un drum, un something, care să ne ducă la fishing hut. O idee bună, o idee destul de bunicică, aș spune eu. Și dacă tot suntem la capitolul văcuțe, bine ar fi să fac eu treaba asta de aici, să-mi replantez toată șmecheria de aici, mai punem aici câteva ca să arate interesant, ca și cum ar fi făcut bone meal aici sau ceva. Și ceea ce vreau să fac eu este să le mulțesc pe astea două, pe astea două să le las aici. Sunt văcuțele noastre originale, cărora o să le dăm un nume până la urma urmei, când o să avem name-tag-uri. Și până atunci le mulțim. There we go. Luăm pe ăsta micu. Îl scoatem afară de aici, dacă reușesc cumva, ar trebui să iasă pe ușă. Hai că tu încapi față de atât. Tu stai acolo. O să-l scoatem pe ăsta micul de aici și o să-l aducem în partea asta la altă. Și în momentul în care o să se mai facă, mă rog, când o să am timp să mulțesc și celelalte văcuțe, încă o dată, o să mai facem încă unul. O să-l aduc iarăși aici și după aceea, din alea două, din asta și cealaltă văcuță, o să facem dita mai ciurda. Cred că ciurda îi spune. Am vrut să zic hergelie prima dată, dar hergelie e la cai. Eu n-am vrut să mă bâlbâiesc chiar în halul ăsta și să dau cu cuvintele de pereți pe aici. Deci, domnișoară văcuță, așteaptă fițelule și o să-ți mai aducem încă un frățisurioară ceva, vedem ce iese. Zic că nu se merită să stăm noi degeaba cât timp ne cresc nouă văcuțele și cât timp își resetează timerul pentru breeding. Și atunci m-am pus frumușel aici, în zona în care ziceam că vreau să-mi fac mica mea căsuță de pescar și pontonul, nu știu de ce vorbesc așa, și mi-am făcut deja niște pillars, mi-am făcut deja niște, cum le zice, niște stâlpi de susținere a pontonului, uite așa frumos și elegant, și acum trebuie să văd doar cam cât de mare aș vrea eu să-mi fie mie casa. Aia mă interesează cel mai și cel mai mult. Și probabil că ăsta o să trebuiască să fie mai mare un picuț, mă gândesc. Ce m-am gândit este să facem pe undeva pe aici să avem o potecă care să coboare. Ideea este să vedem până unde, probabil până pe aici pe undeva. Și de aici să putem să mergem noi pe ponton așa frumos către casă, ceea ce înseamnă că s-ar putea să trebuiască să scoatem un picuț mai în afară ăsta sau... În mod normal, în momentul de față, avem între pilonii ăștia, avem 11 blocuri. Și nu cred că o să vreau casa mea de pescar să fie chiar atât de mare. Ceea ce înseamnă că s-ar putea să-mi ajungă platforma asta. Și aici, pur și simplu, să avem un ponton micuț care să vină încoace. Gen, să mai mergem încă, poate, 1, 2, 3, 4, 5 blocuri. Uite așa, pac. Pe aici am putea să săpăm un picuț în pereții ăștia. În pereții, doamne, să săpăm un picuț în deal. Nu mai știu limba română, am observat și pe secvența dinainte că mi-am pierdut abilitățile de a vorbi limba română. Ce mai se întâmplă cu mine groaznic. Și probabil că de aici să ne ducem încă vreo 3 blocuri și să ne conectăm la pontonul ăsta. Nu știu sigur, dar încet, încet, cu treabă bună, o să-i dau eu de cap. Și o să mă pun să-mi fac toată treaba aici și să avem căsuța gata ca să putem să pescuim cărți enchantate și poate și mending, de ce nu? Ăla ar fi un... Ăla ar fi un catch bun, sincer, o pradă bună, ca să zic așa.
luați peștele. Bă, băiatule, băi. Pescar m-am născut, pescar trebuia să mă fac de când mă știu eu. Păi, da, v-am spus că acum când am fost în vacanță am prins un pește. Da, pe mare. Deci nu orice pește, un pește pe mare. Și să se țină minte. Puf, pescarul. Am reușit până la urmă să termin și mica noastră casă de pescar, ca să zicem așa. Deocamdată, eu zic că e gata. Trebuie, poate, pe viitor să mai adăugăm micuțe, micuțe detalii pe aici, pe acolo. Pe aici, pe acolo. Practic să venim pe aici cu un drumulet, ponton, whatever, și să coborâm de acolo de sus cu o treabă, ca să putem să ajungem cât mai ușor aici la căsuța noastră. Pontonul ăsta arată binișor, poate pe aici pe acolo mici decorațiuni, câte un butoi, câte o chestie, câte o trestie, niște pânze de păianjen când găsim pe viitor. Probabil că o să fie ok să le luăm și să le punem pe aici să arate ca și o plasă de pești. Știți cum aruncă ăștia năvod sau cum îi spune la noi, nu mai știu exact termenul, sincer, să fiu cu voi. La căsuța în principiu gata, înăuntru mare lucru n-am pus, am pus câteva butoaie și un picuț de lumină și așa nici nu trebuia mare chestie să fie aici. Noi am pus încă geamuri și sunt într-un mic debate în momentul de față. Nu știu dacă vreau să-i pun geamuri sau pur și simplu vreau să-i pun niște trapdoor-uri sau niște garduri. Încă nu sunt sigur de treaba asta. Probabil că o să folosesc altceva în loc de geamuri. Bineînțeles că am continuat aceeași tematică ca și la casa principală și ca și la adăpostul nostru pentru văcuțe. Exact aceeași treabă. Așa un pic micuță, o leacă de ponton, luăm bărcuța, mergem acolo, că acolo trebuie să fie comorile. Deocamdată am prins 2 boluri și 9 pești. Cam ăsta a fost norocul meu, firul meu întins la pești. Dacă îmi permiteți să spunem așa. Uite, acolo văd un înnecat. Bă, băiatule, ce cauți acolo? Poate o să reușim să găsim și un înnecat cu trident pe aici, că în teorie ar trebui să se spawneze, din câte știu eu. Și dacă reușesc eu un picuț să not până pe partea cealaltă, uite aici așa frumos, o să vedem dintr-o altă perspectivă casa noastră. Singur lucru care un picuț mă deranjează este faptul că sprusul se îmbină atâta de bine cu culoarea pământului și a ierbii, încât dacă nu ești foarte atent, practic invizibilă toată treaba. Practic poți să zici că e aproape invizibilă toată casa noastră, dar per total e decent. Arată frumos, de început așa, încet, loșen, cu treabă bună, avem o căsuță de pescar, Doamne dă să prindem și o carte cu mending, 2, 3, 14, și văcuțe avem acolo, ia chiar așa, stai să văd până la văcuțele noastre. După cum putem să vedem, sunt bine, sănătoase, le-am mai și mulțit de vreo câteva ori, trebuie să mai adun niște wheat, să le mai mulțesc un picuț, să facem rost de niște cărniță, deși mai am încă un picuț de carne de la tânărul Daniel și o să mai prind și pești. Deci cu mâncarea suntem rezolvați, nu trebuie să ne mai batem capul cu ea. Enchanturi și armură și unelte de diamant avem, slavă cerului, e foarte ușor să adun resurse cu unelte de diamant enchantate. Deci nici n-ai rost să discutăm. Și ce să mai ai? Căsuța de pescare e gata, ferma de văcuțe este gata. Ne-a mișcat bine. Ne-a mișcat chiar destul de bine episodul ăsta, aș zice eu. Și în altă ordine de idei, măi oameni faini, cam atât o să fie cu acest episod. Progresăm încetişor cu treabă bună, nu ne grăbește nimeni, mai bun. Suntem pe breazda haiducilor, nu e niciun concurs, jucăm Minecraft cu toți împreună și ne bucurăm de această experiență. După cum ziceam, aceste lucruri fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și că ați fost alături de Bătrânul Puf într-un nou episod din Breaza Haiducilor. Nu uitați să lăsați un micuț like și un subscribe dacă n-ați făcut-o până acum și vă bucurați de contentul pe care vi-l ofer. Și noi o să ne vedem pe data viitoare. Până atunci, să aveți grijă de voi. Ciao, les!